Consilierii locali ai municipiului Călărași s-au întrunit în ședință ordinară luni 30 august, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi s-au aflat 28 de proiecte de hotărâre, dintre care 21 de proiecte au fost aprobate. Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 1272 din 19 august 2021. La lucrările ședinței participă un număr de 20 de consilieri, din care 4 consilieri în mod online, respectiv domnul consilier Buzea, domnul Ivanciu, domnul Mușat și domnul Sârzea. Doamna consilier Renache încă nu a sosit, probabil ca de obicei o să întârzie puțin. Supun aprobării noastre procesul verbal al ședinței datat de 29.07.2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc, doamna Renache. Supun aprobării noastre procesul verbal al ședinței din data de 11 august 2021. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. De asemenea, aveți pe pupitru anexa la bugetul propriu al municipiului Călăraș, așa cum a fost discutată după ședința Comisiei de Buget Finanță. Vă stimați colegii, pe ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru serviciul public, pavaje, spații verzi Călăraș. Dacă sunt discuții, nelămuriri, întrebări. Nu sunt, atunci trecem la avizul comisiilor. Aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate. La aviz favorabil. Și Comisia pentru Servicii Publice. Favorabil. Bun, supun la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate și online totul pentru a fost. Vă mulțumesc. Trecem mai departe la proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea activității Hidrafit SRL prin construirea unui spațiu productiv și dotarea cu echipamente tehnologice inovative în vederea creșterii competitivității întreprinderii pe piața de profil, situat în municipiul Călăraș, strada varianta Nord, numărul 63. Dacă sunt discuții, ceva întrebări? Dacă nu, Comisia de Urbanism a nevoie de aviz aici. Favorabil. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem și mai departe. Proiectul numărul 3. Privind vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situat în strada Petre V. Haneș, numărul 8, număr carte funciară 23402, Tarlava 65, parcela 18/2 cu suprafața de 396 metri pătrați în favoarea doamnei Stoica Florentina. Comisia de Buget Finanțe aici. Avizul. Buget. Avizul este favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Doamna Pietru, doamna Luca. Unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situat în strada Romană, numărul 24, în suprafață de 420 metri pătrați, identificat cu număr cadastral 24.135 și carte funciară numărul 24.135 a municipiului Călăraș, către domnul Mihalache Petre. Comisia de Buget Finanțe, de asemenea. Favorabil. Am nevoie de aviz. Mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situată în strada Actor Ștefan Bănică, numărul 2, în suprafață 365 metri pătrați, identificat cu număr cadastral 24.357 și carte funciară numărul 24.357 a municipiului Călăraș, zona FNC Livadă, către domnul Mustafa Ionel. Comisia de Buget Finanțe, avizul. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 5? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, situate în intravilanul municipiului Călăraș, zona FNC, Livada, în vederea edificării unei locuințe. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Favorabil. Cine este pentru? Domnul Creator, unanimitate.
Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, situat în intravilanul municipiului Călăraș, zona FNC Livadă, în vederea edificării unei locuințe. Comisia de Buget Finanțe, avizul? Favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 7? Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călăraș, a unor imobile situate în municipiul Călăraș. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraș în domeniul public al municipului Călăraș a unor imobile bloc J21, bloc J22, bloc J23, bloc J27, bloc G14, bloc G15, bloc G16 și G17, situate în municipiul Călăraș, vestul Călăraș. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul de pe ordinea de zi, numărul 9? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem și mai departe, proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călăraș, strada Aviator Adrian Săbulescu. Comisia de Urbanism. Unde este această stradă? În tine, doamna de la om. Dați răspuns. Cartierul de tineri acolo. Trebuie să suprapunem când ne rămâne bucățică. Am înțeles, dar nu știam unde ești. Am căutat acolo. Acolo. Deci Comisia de Urbanism a zis favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 10 al ordinii de zi? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 28.157, suprafața de 6.105 m2, situat în Călăraș, Parc Biserica Sfânta Mucenița Anastasia, aparținând domeniului public al UAT Municipiul Călăraș, precum și trecerea în domeniul privat al UAT Municipiul Călăraș, a lotului 2 cu suprafața de 838 m2, rezultat în urma dezmembrării. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 11? Zece și cu domnul 17 pentru. Abțineri. Împotrivă. Abțineri mai mult. Abțineri. 6 abțineri. Și împotrivă? Plus încă 2 abțineri din online. Adică 8 abțineri. 8 cu 11, 19. Nu ne ies două voturi. Repetăm? Nu, le facem aia. Deci, s-au obținut 2, 4, 6... Da, 2, 4, 6, 7... 7 și cu 2, 9 abțineri. Și cu domnul Ivanciu și domnul Sârzea. Și pentru... 2, 4, 6, 8, 10... Și domnul 7, 11 și domnul Buzea, 12. Deci 12 voturi pentru și 9 abține. Proiectul a fost aprobat. În regulă, mulțumim, domnul secretar. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către SCE Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 1085 m2, aparținând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraș, zona Alea Dumbrava Minunată, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuție energiei electrice pentru extinderea rețea electrică de interes public, zona Alea Dumbrava Minunată, municipiul Călăraș, județul Călăraș. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 12? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind stabilirea dreptului de servitute cu titlu gratuit pentru suprafața de 80 m2 amplasată lângă hotarul cu proprietatea situată în Călăraș, strada Independenței numărul 41, pentru chiria și Mustafa Aisha și Micu Stanca și proprietarea Barbu Maricica. Comisia de Administrație Publică. Favorabil. Și Comisia de Urbanism. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Doamna Luca, unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 702 m2,
având numărul cadastral 27.597, teren situat în municipiul Călăraș, bulevardul Nicolae Titulescu, numărul 2A, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. De ce este necesar? De ce sunt necesare aceste proiecte de hotărâre? De ce este necesar dreptul de proprietate de vreme ce parohiile au drept de folosință? Pentru că așa s-a procedat, este bine să aibă proprietatea lor terenul de sub biserică. De sub biserică, sigur. Da. Dar mare atenție că sunt părinții preoți aici, deci fără garduri. Vorbim foarte mult, s-au creat niște parcuri în jurul la parohii, care copiii trebuie să plinge în jurul parcurilor. Deci, unde sunt părinții preoți? Chiar avem proiecte, ca să știți. Nu se închide. Părinte Potoiere, vă atrag atenția, am vrut citat Sfințitul Episcop, nu este voie să închidă. Copiii trebuie să plimbă în jurul. Că am văzut, toți fac garduri, adică și închide proprietatea. Biserica este proprietatea, știți, tuturor creștinilor. Deci vă rog foarte mult, vă acordăm această facilitate să fiți proprietar, dar fără gard. Deci ca să știți. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 14? 2.46 ori. Domnul Dragu? 10. Domnul Pitoru, 11. Plus domnul Șa, 12. Plus domnul Buzea, 13 pentru. Să vă mulțumesc. Abțineri. Cine se abține? 2. Domnul doctor, vă abține 6. 6 din sală, plus domnul Ivanciu și domnul Sârzea. 6 și cu 2. Cineva împotrivă? Scuzați. Deci proiectul a fost aprobat cu 3, a fost respins, pardon, cu 13 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 8 voturi împotrivă, adică abține. 8 abține. Cine? Adică n-a fost aprobat că nu, este cu 14, mă? 14, cu 2 trini. Bun, mergem la 15. De fapt e cu 15. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind transmiterea creditului gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren, aferent lăcașului de putru suprafață de 725 metri pătrați, având numărul cadastral 27.938, teren situat în municipiul Călăraș, strada stadionului numărul 27 bis, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Sfântul Mucenic Dasie. Comisia de Administrație Publică. Aviz. Comisia de Urbanism. Avizul. Favorabil. Cine este pentru? Proiectul numărul 15. Tot 13 voturi. Ai sunt mulți necredinți. 13 voturi. Ce vă face domnul să credeți pe necredinți? Care e legătura? Necredincioși. Am ține? Am ține? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6 și cu 2, 8. 8. Nu ies. Nu ies. Ba da, 8 cu 13, 21. Deci proiectul a fost respins. Bun, mergem mai departe. Șerpe. Proiect de hotărâre privind transmiterea titlului gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren, aferent lăcașul trecut, suprafață de 867 metri pătrați, având numărul cadastral 33.613, teren situat în municipiul Călăraș, strada Bobân, la numărul 33, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Adormirea Maicii Domnului, Comisia de Urbanism. Favorabil. Comisia de Administrație Publică. Favorabil. Cine este proiectul pentru proiectul numărul 16 pentru Adormirea Maicii Domnului? 13 pentru. Nu mai credincioși. Cine se abține la Adormirea Maicii Domnului? Nu credincioși. 6 plus 2 online, 8. Sunt proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren aferent lăcașului de cut, suprafață de 820 metri pătrați, având numărul cadastral 22.320, teren situat în municipiul Călăraș, strada Mușterțelului, numărul 12A, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva. Comisia de Urbanism. Aviz. Favorabil. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Cine este pentru Sfânta Cuvioasa Parascheva, făcătoarea de minuni? Da. 13 voturi pentru. Abțineri? Cine se abține legătură cu Sfânta Cuvioasa Parascheva? 8 abțineri.
Curentul a fost ei nu o să se mai implice biserica în vaccinare. Curentul a fost deci. Bun. Mergem mai departe, același speță în următoarele trei proiecte. Proiectul 8. Nu, păi nu o să se mai implice. Proiect de hotărâre privind transmiterea titlului gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren, aferent în cașul de cult, suprafață de 1170 metri pătrați, avans număr cadastral 27414, teren situat în municipiul Călăraș, are bisericii numărul 1, județul Călăraș, proprietatea parohiei Sfântul Ieraș, Nifon. Urbanismul. Favorabil. Administrația publică. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 18? Începeți cu abținere, poate vreo. 13 voturi pentru. Domn Dragu. De același lucru. Abțineri. 6 plus 2 abțineri, 8 abțineri. Sfântul Ieraș Nifon a fost și el respins. Numărul 19. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren, la terenul cașului de cult, suprafață de 1022 metri pătrați, având numărul cadastral 28046, teren situat în municipiul Călăraș, strada Sulfinei numărul 1A, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Sfântul Ioan Botezătorul. Aviz administrație publică. Favorabil. Aviz Comisie de Urbanism. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 19 al ordinii de zi? Același lucru. 13 voturi pentru. Cine se abține? La Sfântul Ioan Botezător. Proiectul a fost respins. Mergem și mai departe. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea titlului gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului teren, aferent lăcașului de cult, suprafață de 838 metri pătrați, având numărul cadastral 33.650, teren situat în Sfântul Călăraș, strada Pulnicii numărul 2, județul Călăraș, în proprietatea parohiei Sfânta Mare Mucenița Anastasie. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 20? Cine pentru 20? Păi, votați sau ridicați mâna? Pentru? Cine este pentru? Începe cu abținere. Adică, păi, din protoiereu aici, măcar parohia lui votați. Domnul Alda, ne păstrăm, fi, ne păstrăm poziții de timp pentru. Deci 12. Nu vă faceți... Nu mai știi 13. Abțineri? Mariana, ești creștină la tot postul. Doamna proiectorul, cum... Părinte, nu mai accesați fonduri europene. N-a ridicat. Deci... Ba, da, ridica mâna. Deci 13 voturi pentru și abțineri? Abțineri. Doamna Inache? Am spus pentru. Am votat pentru. Am votat pentru. Eu luăm votul, să trebuie să iasă. Mai votează o dată. Deci cine este pentru proiectul numărul 20, Sfânta Mare Mucenița Anastasia? Ridicați mâna. Până la deci 2, 4, 6, ridicați mâna. 10, sus. Ridic și eu să iasă. 12. 12 plus 2, 14. Mai trebuie un vot ca să treacă. 15, e primul număr natural. Domn Buzea, nu e... Uite, e aici. Domn Buzea e numărat. Domn Buzea e numărat. A votat pentru. A promis și a fost votat pentru. A votat pentru. E un respectat. Trebuie să vă pune la cal de lăbătoți ăștia care... Ce-a fost mai aproape la un vel, dar n-a fost să fie la un vel, da? Trebuie să vă pune la cal de lăbătoți. Dacă nu e să abținere. Abținere. 4, 5 cu 2, 7 abțineri, da, e 7 abțineri. A fost respins cu 14 voturi pentru, de data aceasta. Deci, trecem mai departe, proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 10, din 30 ianuarie 2018, pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Călăraș pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia de administrație publică. Favorabil. Cine este pentru? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Și doamnele? Doamna Cuitoriu, doamna... Nu mai stau aici niciodată, dar nu... Păi, vă văd. Deci la 21 avem 20 de voturi pentru și un vot împotrivă domnul Sârze. Abțineri. Sârze a votat împotrivă. Deci, salunare, abținere, avem împotrivă, doar rămâne. Deci proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul 22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș pe anul 2021. Comisia de buget finanțe. Aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 22 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Cu specificația că anexa e cea care o aveți pe birou la această ședință.
Cine este pentru? Doamna Filmon. Nu particip la vot la 67. La capitolul sport și fiecare consilier local nu participă la vot în... Acolo la da? Consiliul de administrație la școală. Și la domnul Mință nu participă la votizație. Deci cine este pentru? Bugetul fără. Unanimitate. Vă mulțumesc. Dar cu acordul dumneavoastră aș lăsa cetățenii de onoară la sfârșit, că trebuie să votăm. Da, o să avem bilețele și... Sunteți de acord? Da. Vă mulțumesc. Continuăm. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lotizare, teren, ridicare, interdicție de construire și de conversie din zona ID în zona LMIS, situată în municipiul Călăraș, dar la 159, parcela 3. Comisia pentru buget. Finanțe. Avizul. 23 nu e la noi. La urbanism. Până atunci, urbanism. Administrație publică și urbanism. Eu așa am... Urbanism favorabil. Și administrație publică? Administrație favorabil. Ok. Cine este pentru? 2, 4, 6, 8, 10 și cu 12 pentru. Din mod online, domnul Mușat și domnul Buzea, stați o secundă, 23. Buzea, da, e pentru. Dați afară acum de la partide, să vedeți, să tâmpă. Abțineri? Sau împotrivă? Abțineri împotrivă? Abțineri. Domnul Chiriță, și... 3 abțineri. Domnul Chiriță, doamna Proitoru și doamna Luca. Și împotrivă. 2 voturi împotrivă și avem în mod online domnul Ivanciu și domnul Sârze. Deci 4 voturi. Și ne mai lipsează niște voturi. Din față, cum votați? Că n-ați votat nici. Și de asta? Mă abțineți. Deci 4 abțineri și 5 împotrivă. Abținere s-a mai votat și domnul Niță. Și împotrivă domnul Ivanciu, domnul Sârzea, domnul Mirescu, doamna Enache și domnul Călin. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 27. Rămân 24, 25 și 26 la final. Așa că atenție mare, proiectul numărul 27, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Turism Durabil în Călărașul Dunărean. În vederea obținerii finanțării din programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. Comisia pentru administrație publică. Aviz favorabil. Comisia buget finanțe. Favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 27? Proiectul ăsta, că nu e foarte clar din prezentație, prin viziunea socială, ce se la comunității. Da, proiectul este finanțat prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, care se derulează prin FLAP-ul Dunărea Călărășeană. Și întrucât s-au înregistrat economii la nivelul programului, în ceea ce privește cheltuirea banilor alocați, s-a deschis un nou apel, iar noi am considerat că este bine să încercăm să atragem și această sursă. Proiectul va consta în în constituirea unor parteneriate cu entități de cu care au tangență cu domeniul piscicol și sunt situate în area cu asociațiile. Da, și se vor organiza împreună cu grupuri de voluntari care pot fi identificați, vor fi identificați pe parcursul implementării. Se vor realiza niște deplasări pe cele 7 ostroave care se află pe Dunăre în intervalul Comuna Ciocănești, orașul Fetești, pentru identificarea unor date care să fie puse la dispoziția celor ce vor realiza și o strategie turistică a municipiului Călăraș. Acesta este un document pe care municipiul nu-l are, este un document programatic de dezvoltare în zona turismului și am profitat de această ocazie pentru a realiza cu cofinanțare zero un astfel de document care va fi util întregii perioade de aici înainte, având în vedere multe fonduri care vor fi alocate pentru dezvoltarea turismului. Se
vor fi făcute niște deplasări, se va achiziționa o embarcațiune și atât. Deci, practic, nu sunt foarte multe. Și se va realiza această strategie care este punctul central al proiectului. Este un document de specialitate care este cerut la orice depunere a vreunei aplicații care se adresează zonei turistice. Iar în principiul de oraș, toată lumea a considerat, și știm și noi asta, că deține un potențial turistic foarte important și care nu este valorificat suficient. Și începem să ne punem la punct pentru viitorul de care mă rog. Acestea fiind spuse, cine este pentru proiectul numărul 27? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării acordului de înfrățire între municipiul Călăraș, județul Călăraș din România și orașul Gedera, districtul central din statul Israel. Comisia de buget finanțe. Aveți favorabil. Comisia de administrație publică. Favorabil. Cine este pentru înfrățire? Cum să nu ne înfrățim? Doamna Luca, doamna Cuito? Ne înfrățim sau nu ne înfrățim? Deci nu vreau să ne înfrățim. Cred că e favorabil. Nu, e favorabil. Suntem deja înfrățim. Abține? Deci 18 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul Chiriță, doamna Cuito și doamna Luca. Când ne va invita să nu vii să... Revenim la ultimile trei proiecte ale ordinii de zi. Vă dăm buletinul de vot? Dăm buletinul de vot pentru cele trei... Până dăm buletinul de vot. Am și eu o întrebare, totuși. Păi așa. Vreau și eu să știu, de ce n-ați vrut să dăm terenul de sub biserici la biserici? Păi eu... Că, mă, pe mine, de ce nu m-a convins răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră? Poți să-mi schimb votul? Deci, dă-și domnul Protopopov, Părinte Protopopov, luați cuvântul și spuneți că a trecut acum, n-am vrut să intervin la momentul ăla. Dacă tot ați întrebat de ce este necesar, este necesar pentru a putea accesa fondurile europene. Pentru că acolo una din condițiile clare pe care le solicită sau sunt, este impusă, să spunem așa, acea condiție, anume trebuie să fii proprietar pe teren. Nu preotul este proprietar, ci comunitatea. Faptul că aceste terenuri au fost produse astăzi pe ordinea de zi pentru a, pentru a intra în proprietatea parohiilor sau a parohiei, nu intra în proprietatea preotului, ci în proprietatea parohia comunității. Pentru că noi oamenii suntem în proprietatea sub scaun. Votați cum trebuie. Acum, acesta este motivul. Aceste terenuri de sub biserică, sau pe care sunt construite bisericile, sunt trecute ori cu titlu gratuit, ori în concesiune pe 49 de ani. Iar dacă tot ne permite cadrul legal, legea, am spus să intrăm în legalitate și să facem și acest pas. Sperăm și nădăjduim că veți înțelege mesajul nostru al bisericii, nu al meu. Așa? Și cred că într-o ședință viitoare, dacă se poate, poate ședința noastră, să putem rezolva și această, spune eu, nu problemă, acest subiect. Și încă o dată mă repet, nu dați nimic preotului, ci dați comunității, fraților. Nu mie la Anastasia dați acel teren. Eu slavă Domnului am să stau. Dați comunității. Pentru că eu poate mâine nu mai sunt, peste 2 ani, nu știm fiecare ce facem, punem capul pe pernă și nu știm dacă ne mai ridicăm sau ne mai trezim a doua zi. Vedeți noastră cum sunt situațiile și cât de inevitabilă este realitatea morții. Este realitate inevitabilă și orice drept la viață implică moarte. Nu știm ce se întâmplă cu noi. Mâine, poi mâine plecăm din lumea aceasta. Importante sunt faptele noastre și faptele noastre reprezintă de cele mai multe ori și garantul cel mai depres înaintea lui Dumnezeu. Și cu asta am putut continua și vă mulțumesc pentru, mulțumesc și celor care, care au votat pentru și cei care au votat după ce ai de făcut cu oi la alții? Ce ai de făcut cu oi la alții? Comisia de validare și-a făcut treaba, ca urmare rezultatul comisiei, doamna consilier Troitor. Au fost aprobate 17 voturi exprimate, din care 17 valabile și 0 nule.
Pentru domnul Gheorghe Stoianovici, 15 voturi pentru, 2 împotrivă. Pentru domnul Gașpar Gheorghe Paul, 15 voturi pentru, 2 împotrivă. Și pentru domnul Giurcă Cristian Gheorghe, 16 voturi pentru, 1 împotrivă. A fost toți aprobați. Vă mulțumesc numele și că nu sunt prezent, pentru că n-am văzut să-i umilea, cred că Părintele Fărătorea a fost umilită dumneavoastră. Trebuia să-i dăm cu astăzi, care... Asta e opinia noastră. Nu e opinia mea, domne, vorbim... Am exprimat un vot, n-am umilit pe nimeni. Nu mă întrerupești. După ce vorbesc, vreau să vă mulțumesc în numele noilor cetățeni de onoare, pentru gestul dumneavoastră, niște oameni care au salvat viețile la mii, chiar zeci de mii de oameni au salvat viețile acești medici. Profesorul Stoianovici, la fel, o mare valoare. A educat mulți tineri care sunt astăzi mari valori în știință și în cultură. Deci vă mulțumesc pentru votul care l-ați acordat tuturor. Vedeți că mai sunt vreo 500 de profesori și medici. Vă rog, de ce nu veniți cu propunere? Vă rog să veniți și pare niște ingineri. Mari valori. Avem loc pe listă. Dar trebuie să ne implicăm. Când vedeți, să ne implicăm. Consilierea de dreptul de inițiativă legislativă. Aveți fiecare, vă rog, aveți cunoașteți valorile orașului. Vă rog să vă implicați toți. Vă mulțumesc, domnul viceprimar, stimați colegi de clasă din Sanchisă, vă mulțumesc.